Mea. Astăzi jucăm un joculeț cu tramvai și să zic că să zic, este primul episod al meu care am dat o investiție într-un joc, adică mai pe scurt ca să înțeagă toată lumea mi-a dat 2 robux pentru un tramvai 200 100, adică tramvaiul ăsta te să dau 2 și pentru 100 de dolari ca să-mi iau acest tramvai și mi l-am luat special pentru episod pentru că Până la urmă, tot când am rubuc și sunt vai de capul meu, nu pot să iau niște rubuc și amărâți. Oricum, dacă vă să mai facem episoade cu jocuri din astea, pentru că vă că jocurile astea cu tramvai, cu trenuri, pentru că... Na, dacă nu știați, sunt și eu pasionat de trenuri și de tramvai și aveam idei să mă fac în viitor de conductor de tren sau de tramvai. Deci de ambele sunt pasionat și de rusă și din astea și na, eu ceva normal să-ți arăți pasiunea într-un canal sau într-un într chest de genul să filmezi, pentru că e până la mi e fain ideea asta. Da? Și astăzi jucăm un jocleți care nu suntem în Rusia. Credeți că, bă, ei și ești în Rusia? Nu, suntem într-o într -o, tot, într -o tot, total într-o altă țară. Uh, o țară care cândva a fost, avea, era în parte, a, era cândva parte din uh, ursă să se zic. Și da, nici când jocul ăsta, sper să vă placă episodul ăsta. În toate vreau să scot toată, vreau să scot bara asta, pentru că e cea mai nervant din toate. Uh, bine, în, în jocul ăsta e așa de roleplay că Bine, vom ar, o să vă arăt două vehicule, nu unul. Și vreau să mă asigur din toate toate să dau jocul olea că mai încerc, ca să mă ușor bine. Pentru că în episoadele astea cu trenuri cu dastă nu prea m-au auzit bine. Și avem acest tramvai, o să închidem ușile. Pentru că restul tramvaielor, adică acest, acel tramvai verde și cu un alt, un alt Tramvai sunt restul sunt singurile gratis în jocul ăsta Restul trebuie să dai o robux Și ori să nu știu, nu știu ce să mai faci Dar restul bani să dai restul Când da Și sper să vă placă episoadele astea cu tramvai Cu trenul pentru că am văzut că am cu vlogul la Cu Alex Zăgeat Albastru și am văzut Foarte multă apreciere Vă cu foarte mult la vlogurile astea Bă că am văzut că vă cu vlogurile Și o să mai fac vloguri din astea am avut pentru mult lume, la nu știu când o să mi și doar că mi-a arătat la un dat la un dat, a, s-a fost foarte mult timp, nu dau numele, nu dau videoclipul pentru că n-am. Bun. Episodul ăsta, jocul ăsta e destul de roleplay, să zic așa, foarte realistic, e, e așa de realistic că trebuie să oprești la semafor, o să vedeți. Așa avem trolley buze, adică autobuz cu ca autobuz care și a electricitate, adică nu are nu merge pe, pe benzină, și merge pe electricitate, nu știu dacă și bine, şi cred că și pe benzină, dar nu știu dacă încă să sigur nu sunt, încă sigur chestia asta. O oh, aici, aici, este roșu, trebuie să centinim tramvaiul pentru că la 7 de 7 ori dacă am trecut pe roșu, ori primim amendă. Bine, ăla cu troleibuzul nu mă întreba să ce face. Da, și sunt și cu, o să, marea majoritatea episodului o să, cu... o să ne cununcem cu tramvai, pentru că troleibuzul nu nici cine știe ce. buzu e ăla că mai nasol, pentru că odată ce te mulți de cablu, vede că plin prind cab, multe fire de astea, de cablu. Dacă ești mulți de cablu, ai rămas fără trolebuz. Îi trezești cu trolebuzul, nu mai funcționează. Ca așa funcționează jocul ăsta, nu știu de ce. Bine, trolebuzul nici nu știu ce cu vehicul să Știu că zic și la noi în țară. N-am tâmpinat trolebuzul și la mine în oraș, doar că poate zic, să nu știu, nu prea am tâmpinat. Nu știu ce e așa de special la -bus, pentru că e un autobuz care are doar o E ca un în numai că e pe roți și nu e pe cale ferată. Dar cel mai șmecher este tramvai, adică în jocul ăsta, pentru că cu tramvaiul nu e stresant. Cu troleibuzul buzul mai zic, pentru că trebuie să ai grijă de cablu. O să la finalul episodului o să vedeți ce se întâmplă dacă plecăm fără ieșim după cablul la care e conectat o buzul. Jocul nu are cea mai bună grafică. Ce am jucat cu un coleg de la școală și au zis că nu are cea mai bună grafică, pentru că clădirile nu prea parcă clădire, adică nu știu de ce. Bine, jocul e făcut și la grăbeală. Aici nu trebuie să dau hate. Nu ai făcut la grăbeală, e făcut și la grăbeală, dar... Nu toată lumea s-a născut că jocuri ca lumea. Pentru că, na, faci jocuri, dar știi complici și tu cu detalii. Pentru că detaliile sunt faine, dar că nu toată lumea o la acel detaliu care l-ai format tu acolo și formează și un lag în joc și... Nu o să fie deloc jucabil pe telefon, deci parcă apreciez munca tipului, că nu au băgat o nu de detalii, doar au făcut așa niște case pătrățoase și să pară casă, adică nu mă, nu dau hate pentru că, pe la urmă, e de respectat că jocul ăsta merge măcar pe telefon. Uh, da, și sper să vă placă, să vă placă astea cu jocurile astea, pentru că mă chinui să fac episodele astea, pentru că Trece timpul, jocul astea în nu e ușor timpul când filmezi, pentru că când ai prieteni de ăștia care vorbești într-o altă limbă cu ei, nu înțeleg româna, te sună în timpuri nepotrivite, să zic, și e destul de deranjant. Și le zici, bă, vezi, să nu mă sun, de rău, nu mă suna, de rău, nu știu ce. Vorbești cu persoana aia, parcă vorbești cu pereți, adică să vorbești cu o persoană. Nu știu cât s-a spățit așa ceva, dar cred că cred că cine au a pățit, cred că a fost sunat la școală. Bun, știu că putem să ne ducem în mijlocul orașului ăsta. Noi nu suntem în Rusia, dar suntem într-o altă țară. Nu știu, după steag mi-a dat că nu suntem în Rusia, doar că tramvaiele astea îți duc, îi duc gândul la comunism, nu știu de ce. Păi nu, poate nu sunt, nu știu. Dar că, na, e fain să mai fac și content cu jocurile astea, pentru că n-am prea am făcut aia chestia. Nu prea am făcut. O, locurile care ne ducem, sunt destul de random făcute, nu, nu prea știu unde mă duc, pentru că nu prea m-am decis unde să mă duc, Îs mai multe tramvai în jocul ăsta, doar că nu prea aș să le arăt pentru că sunt toate cu bani. Eu o să-l vă arăt numai pe ăsta, pentru că vreau să vă și mai pe scurt să, mai pe ca să înțeleagă oricine. Fac specială chestia asta pentru oamenii curioși să vadă cum sunt tramvaiele, cum este jocul, chestii de genul. Pentru că e al vibe când vezi doar unul care joc cu același tramvai, poate plictisitor ce fac, doar că va fi fain pentru oamenii care vreau să joace jocul ăsta și fac special pentru ei. Pentru că Bine, și canalul, bine, canalul mi-am făcut și pentru asta, nu ai pentru jocurile horror, pentru că jocurile horror sunt și unele foarte greu ai. Bine, știu că am... acum recunosc, nu știu, bine, recunosc, fac content mai cu Roblox, pentru că nu prea am alte jocuri, pentru că, fraților, nu prea am ce să fac, dar, de să exact episoade cu Brawl Stars, <laughs> știu că Brawl... m-am jucat Brawl Stars pe canalul ăsta, dar foarte puțin că nu-mi place Brawl Stars principal. Nu-mi place pentru că e plin de transpirați și toată lumea joacă cu Edgar. Dacă v-ați jucat în ultimul timp Brawl Stars, că eu m-am jucat de o, o groază de timp, am revenit în jocul ăsta și am văzut că Brawl Stars ar ce era. Și bă, Radu, cum arată spawn-ul, așa arată. Aici se spunează că am tot serverul aici în pătratul ăsta micuț. Și așa arată aici, aici într-un fel, în mijlocul orașului. Deci, când v-am zis că nu suntem ruse, suntem într-o țară țară islamică sau musul, nu știu, musulmană pe acolo, pentru că nu știu de ce, dar toate nu zic, poate zic prostii, pentru că în marea, marea ma ma majoritate țărilor care au seli, luna aia significă religia musulmană, nu știu de ce, poate vorbesc că prostii, doar că da, și aici să vă arăt și trolibuzul, pentru că v-am promis de trolibuz, scuzați-mă pentru că jocul merge în cartof pentru că, da, nu sunt pe cel, da, n-am cel mai puternic telefon destul de mizerabil unor când joci pe telefonul jocurii jocuri, pentru că, nu ce, nu prea face, nu prea sau, nu știu, telefoanele sunt cel mai prost de făcut gaming, părerea mea. Hai să zic un laptop, să faci acolo cu un laptop care, băi e bunuț pe acolo, nu-ți laghează, e bun, îți merge orice joc, bă, cu, să pe laptop, e viața e altă viață, să știți. Doar că când ești pe telefon e viața mai grea pentru că trebuie să joci jocuri cu limită, trebuie să joci cu grafici cu limită pentru că îți lagează rău, videoclipul se închide automat pentru că jocul e, 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 aplicația e unor ca și că și nu vrea să nu-ți filmeze. Bun. Acest trolleybus, cum am zis de la începutul episodului, putem zi, diferență cu o tramvai, noi putem să deschidem ușa din față și uh, toată ideea la trolleybus, nu de la, tram, la și la autobuz trebuie să te la cablu Și cablul ăsta dacă îl smulgi S-a dus tot tramvai, ăsta oh, auzi la mine tramvai, scuzați-mă, trolibuzul Cu buzu trebuie să mergi foarte încet Cum, de cât încet, foarte încet, pentru că Trebuie să ai, să fii fin cu tramvai, cu tro Nu știu de ce le și mă bâlbâi. Și da, de sunt de Aha! Deja mi s-a dus un, un, un cablu. Vedeți? Este episod pentru că până la urmă fac episod. astea ca să vă placă. Dacă vă plăcut acest episod, fraților, eu am fost Radu -rusu și așa de final de episod vreau să mă răzbun pe trolebusul ăsta și haideți să mi-l Da, fraților, și eu am fost Radu -rusu și sper să vă placă acest episod. Eu am fost Radu -rusu și v-am lăsat. papa. Pa.